cum a mers prima oară în viața mea când m-am epilat, da? Și mi-am obiceiul ăsta mi l-am păstrat până în zilele noastre. Așa. Am mers la epilat prima oară cu Răzvan Lucescu. Tu și Răzvan Lucescu să vă epilați amândoi. Da, el făcea lucrul ăsta de mult timp. Stai, el era fotbalist atunci sau era... El juca atunci sau deja era președinte antrenor? Să mai antrena cu noi, a și jucat o perioadă pentru că au fost probleme cu portarii, da, cu accidentări. Așa. Și din postura de președinte a intrat și a și jucat, știi? Bun. Deci tu te duceai la pensat cu președintele. Mă duceam la epilat. La epilat, pardon. Așa. Da. Și îmi zice Răzvan că nu mă făceam nici cu... nici cu ceară, nici cu cremă de aia, nu mă epilam, știi? Da. Și îmi zice, bă, dar zice, de ce? Că să zice și la masaje mai... Eu vedeam pe ăia care, de exemplu, Neluțu Sabău și el, venit omul de prin Italia, de știa ce înseamnă fotbalul, de, că da. Și asta ține până la urmă de, bă, să te îngrijești, nu să... Ok. Când bagi o alunecare sau ai, nu știu, o... ai văzut că la noi încă și acum încă se mai tușează terenul cu far de stins. Exact. Ca să le iei pe fund. Te mai arde pe picioare, te mai... Bă, altceva ești pentru masor când ești epilat, ești altceva când faci un masaj, altceva când dacă ai vreo zgârietură, vreo ceva, nu, e mai bine fără păr, știi? Da, da. Îmi zice Răzvan, zice, bă, de ce nu te epilezi și tu că nu? Bă, zic, nu, mă, bă, zice, uite, eu mă fac și pe piept, mă fac și la axilă, mă fac. Așa. Zice, hai, mă, cu mine să... Zic, bă, Răzvan, haide, bă, că nu, zice, într-o sfert de oră am terminat. Bun. Și m-a luat mașina, am plecat împreună de la ProRapid, undeva pe unde era înainte Liga Profesionistă de Fotbal, pe da. Mihai, sau cum zice, la strada aia. Polonă, colț cu Mihai Eminescu. Acolo, strada aia de la Piața Galați, da, da, da. Așa. La hotel, pe Vanț. Da. Pe acolo, la o vilă mișto, o vilă cu două etaje, super salonul, știi? Și intrăm acolo, era așteptat Răzvan, că îl cunoștea toată lumea, avea programare. Da. Și se pune el pe masă acolo, rămâne în chiloți și începe aia să-l facă la, să-l facă pe piept, îl face la axilă. Bă, nu zic, râdea cu ea, vorbea, adică nimic, vorbea cu mine. Bă, imediat, cred că l-a perpelit, l-a jupuit pe Răzvan în 45 de minute, cred, cu picioare, cu inchinal, cu tot. Deci, da. Bă, și acum Răzvan ce zice? Zice, bă, zice, am treabă pe aici, am dus să mă întâlnesc cu cineva, vin înapoi, într-o jumătate de oră, 45 de minute, vin înapoi și să te iau și mergem să mâncăm. Da. Gata, Răzvan. Și îmi zice, bă, haide, zice, urcă-te, a schimbat hârtiuța după masă, frumos, m-am așezat. Și zice, știi, că așa se începe. De la tu te tarp, pregăteai să râși și tu, să discuți cu oamenii, relaxat, hi-hi-hi, ha-ha-ha. Da, zic, a pus aia cu, să, pe vremea aia nu era ceară de asta de unică folosință. Se încălzea, așa. Și era ceară care se topea. Da. Se topea într-o cratiță, într-un dispozitiv acolo. Așa. Și lua statulă de aia cu un văz de lemn, da, da, sau pe unde trebuia să te epilezi și să răcea un pic aia și trăgea, știi? Da. Îți dai seama, nu mă făcuse niciodată, nu eram vreun părăț, vreo maimuță, dar, bă, așa. Bă, când a pus aia pe tibie, așa, între gleznă, până la, așa, 15 centimetri pe tibie, că mi-a zis că aia să și începe de jos, că e pielea mai groasă, nu e zona așa sensibilă, cum e la inghinal. Așa, da. Bun. Bă, în momentul când a tras aia prima cușie, am zis că rup perețe ea cu ea. A, mă, doamne, am zis, aia, nu mai gata, am lăsat, stai, hai încă un pic. A venit Răzvan după 45 de minute. Da. Terminase pe piciorul stâng, nici pe față, adică de la gleză până la genunchi. Am stat acolo, și-a anulat femeia aia, și-a anulat toate programările, 4 ore am stat. M-a lăsat Răzvan acolo, mi-a zis, bă, ți-ai taxiul, ți-ai... Era o ușă glisantă, cred că o să ții minte toată viața mea. La salon era, la ăsta, da, așa, cabine cosmetică. Era o ușă glisantă,
un perete de rigips, dar care perete nu mergea până în tavan. Așa. Pentru că era mic spațiu și nu avea aer condiționat. Să termina undeva cu 30-40 de centimetri până să ajungă la tavan. În partea elaltă, după peretele ăsta de rigips, era salonul propriu zis, cu două scaune, o de aia de te spală pe cap. Și îți dai seama că s-auzea tot. Bă, și râdeau alea să chicoteau. Ziceam, nu mai pot, lasă-mă, gata, nu mai... După ce eram supărat și bai de capul meu, sufeream acolo, deschide una ușa care, cred că m-a prins într-un moment de respiro, deci nu mai puteam să vorbesc. Așa. Și deschide o femeie la vreo, o doamnă, la vreo 60 de ani, deschide ușa, era o ușă de aia de plastic, lichant, da, așa, care da, strângea. Deschide ușa și mă vede pe acolo, eram în bikini, știi, așa, că așa stai epilat. Așa. Și mă vede și aia și zice, tu, maică, ferească Dumnezeu, poți spune afară că m-a pus iubitul meu să mă epilez, du-te naiba de aici și tu, că nu mai stai, da, m-am epilat doar pe ambele picioare până la genunchi. Așa. Nu putut mai mult, și m-am dus acasă și m-am făcut pulamă. M-am luat o spumă de aia de ras, m-am luat bicuri, o pungă de bicuri, așa, și m-am făcut pulamă mai departe, că nu puteam să rămân așa. Și n-ai mai trecut niciodată după aia pe la ceară? Ușor am început să mă fac, mi-am dat seama e o necesitate până la urmă pentru sportiv, e mult mai igienic, e mult mai picat și continui și în ziua de azi să mă fac cu ceară de aia de unică folosință, o dată pe lună, la 3 săptămâni, așa merg la cosmetic, dar acum râd. Acum sunt un fel de Răzvan Lucescu. Ești experimentat în ale epilatului. La nivelul lui Răzvan, uite, la asta cu epilatul, acum sunt meseriaș, nu mai am nicio treabă. Vorbesc la telefon, cu doamna cosmetician, adică nu mai e absolut nicio problemă.